Hei, salutare! Și bine ați revenit pe acest canal. Astăzi avem niște cumpărături de la Lidl, făcute joi, pe 26 august. Nu uitați să vă abonați, să apăsați clopoțelul dacă vă plac astfel de clipuri, pentru că, după cum ați văzut, pe acest canal cam cumpărăturile predomină. Bun, am luat niște șervețele de mobilă, 5 în 1, 40 de bucăți. Sunt șervețele pe care eu le folosesc în mod normal, nu mai folosesc spray și cu lavete de foarte mult timp, dar folosesc acest tip de șervețele. Am luat două gume Orbit cu gust de pepene, este singura variantă la Lidl, în afară de mentolat, cu o aromă, o altfel de aromă. Iar acum, nu știu, nu... Rebecca îi plac foarte mult astea, nu îi plac cele mentolate, iar eu le prefer, nu știu de ce nu mai prefer mentolat acum, dar sunt bune acelea. Rebecca din banii ei și-a luat acest baton de cereale și acest pungă cu Lay's, da, Lay's sunt, Lay's Max, cu sare, vreau să văd ce gramaj au, 130 de grame și tot din banii ei și-a luat și această apă Bucovina cu piersică de 0,5 litri. O căuta aia și la Auchan, dar n-a găsit-o. Astea sunt din banii mei, să le trec separat. A avut 10 lei și și-a luat ce a vrut ea. Și și-a mai luat și aceste acțipilduri. Hai să le pună pe caiete, ceva pentru la școală. I-au plăcut ei și și le-a luat. Bun. Am luat aici niște ardei iute sau ciușcă. Nu știu cât au, 100 de grame. O să vă scriu oricum prețul pe ecran. Am luat o dulceață de mure, ați mai văzut-o la noi, ne-a plăcut, era săptămâna aceasta la ofertă, are 350 de grame și am zis să luăm pentru că mâncăm cu unt de dimineață. Am luat o ciabata cu măsline, era la un cupon Lidl, cred, da, cu aplicația Lidl Plus. Și am luat și o pâine cu cartofi, din aceea proaspătă, din brutăria Lidl și am feliat-o eu. Eu feliez la mărimea 10, cea mai subțire. O smântână cu 20% grăsime de 400 de grame. Asta cred că e făcută în Polonia. Da, dar este foarte bună. Mie îmi place destul de mult. Urmează să fac o ciorbă și nouă ne place să punem smântână sau iaurt gras. Dar oricum, smântână avem mai tot timpul în frigider. Un litru de borș de la Cania. Mie îmi place mult borșul acesta. Ce-i drept, n-am mai încercat nici altul din comerț, dar ne place ce gustare și este chiar accesibil la preț. Un litru de lapte de 3,5% de grăsime, făcut în România, la Cluj-Napoca. Cu aplicația Lidl Plus, v-am zis eu că am avut ofertă luna aceasta. Am avut praguri de bani cheltuiți și la 600 de lei am avut de ales între această limonadă și o, cred că un pachet acela de hârtie igienică. Oricum, noi am ales limonada, are 750 de grame, este în jur de 6 lei, dar noi am luat-o gratis acum. Nici n-am mai băut până acum, să vedem cum este. Am văzut în pliant că au acest fistic, noi mâncăm fistic, ne place fisticul, este fistic prăjit, are, mai să văd câte de grame are, are 500 de grame și a costat 22 de lei, oricum o să vă pun prețul pe ecran, și este super bun, oricum este și super bun la preț, am zis că e vreo 43 kg, cam așa. Soțul și-a luat iar bere, 6 beri cu 500 de mililitri. El este în concediu acum și își face de cap, că nu trebuie să mai conducă chiar zilnic sau atât de mult. Da, nu știu, el și-a luat-o. Tot în pliant am văzut că săptămâna aceasta au somon în foietaj. Nu știu exact ce săptămână. Ah, Scandinavie. Săptămâna scandinavă. Și am luat așa. Am luat creveți în foietaj. Unde scrie? A luat foietaj cu creveți și 46% sos cu sparanghel în stil scandinav. Și am zis să vedem cum sunt. Și l-am luat și pe acesta cu somon.
Este aluat foioiaș cu somon tăiat din blocuri de somon cu 18% sos cu spanac în stil scandinav. Are 280 de grame și sunt două bucăți. Mai avea acesta și cu sos de mărar, dar am zis că mărar cu pește, nu știu, și asta tot 280, dar ambele au. O să le încercăm. Chiar sunt curioasă, văd cum sunt. Am luat salată de icre, 100 de grame, erau așa la ofertă săptămâna aceasta, 4 lei și ceva de la 5 lei 80. Dacă vedeți, în clipul trecut am luat o cutie, acum am luat 3, pentru că noi mâncăm și expiră pe 8, pe 6-a nouă, văd că expiră asta, nu știu dacă s-a uitat, asta e pe 3 și asta e pe 6. Ma, dar oricum, la noi într-o zi, două maxim, se duce o cutie. Am luat un pepene cam mare, dar cam așa erau toți pepenii. Sunt la reducere săptămâna aceasta, 80 de bani, cred. Eu mai beau cât un Radler de ăsta, cu 0% alcool. Asta este cu lămâie și lime. Are 300 de mililitri, cred. 330. Și am mai luat unul cu smeură și lămâie, tot 0% alcool. Le mai împart și cu Rebecca, că sunt 0%. 10 ouă mărimea L, cam așa, de la Lidl nu mai aveam deloc, am tot folosit și s-ar putea să facem și o plăcintă. Mergem sâmbătă la țară, dar și o să luăm ouă de acolo și brânză și sigur o să facem o plăcintă cu brânza care o avem veche și cu cașcavalul și o să folosesc ouă. 2 iaurturi grecești cu 10% grăsime, 2 pahare de 140 de grame paharul, 2 borcane de zacuscă de vinete, era la ofertă săptămâna aceasta, are 300 de grame, un borcan, știți că v-am zis că iau cât mâncăm, deci ăsta oricum este, are valabilitate destul de mare, adică dacă nu-l mâncăm săptămâna aceasta, putem să-l mâncăm și peste 2 săptămâni, chiar 3. Da, 28-10-2023. Deci asta stă în frigider. O legătură de pătrunjel, că v-am zis că vreau să fac ciorbă. Un pliculeț de bicarbonat de sodiu de 100 de grame. Eu îl folosesc foarte mult la curățenie, la curățat suprafețe, dar și în prăjituri. Am făcut negresă săptămâna aceasta de vreo 2 ori și am avut nevoie de câte o lingură de bicarbonat. Doi păstârnac sau păstârnaci. Am vrut să iau și țelină, dar nu avea deloc. Nu știu dacă mai am un congelator, că eu de obicei când am mai mult și țelina ați văzut că este destul de, nu iau mare, dar rămâne și atunci o toc și o bag în congelator și cu păstârnacul, nu știu dacă mai am. Dacă nu folosesc doar păstârnac, că morcov mai am pentru ciorbă și am luat și înghețata noastră preferată cu nuci. De 1000 de mililitri cu vanilie cu nuci. Cam astea au fost cumpărăturile pentru azi. Observ că n-am luat decât înghețata asta dulce. Ciudățel. Bine, și asta de smeură, dar nu se poate mânca singură. Și cam atât. Mulțumim pentru vizionări și nu uitați să vă abonați și să dați un like. Pa!